Scene violente s-au petrecut la un liceu din județul Timiș. Doi minori, o fată și un băiat colegi de clasă, s-au luat la bătaie în sala de cursuri în timpul unei pauze. Totul s-a întâmplat miercuri la liceul din orașul Gătaia. În imaginile șocante filmate de un coleg al celor doi, se vede cum minorii sunt urcați pe bănci și se lovesc apoi ambicat pe podea și continuă să-și dea pumni și picioare. Imaginile au ajuns în mediul online, iar cazul a ajuns în atenția poliției. La data de 22 mai, polițiștii orașului Gătaia s-au sesizat din oficiu, sub supravegherea procurorului de caz, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. În fapt, la data de 21 mai, la o unitate școlară din Gătaia ar fi avut loc o altercație între doi elevi în vârstă de 14 și 15 ani. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor în care a avut loc evenimentul, transmit reprezentanții IPJ Timiș. O anchetă a fost demarată și la nivelul școlii și al inspectoratului școlar, care urmează să decidă ce măsuri se vor lua în privința celor doi elevi.